Bună seara, dragi iubitori ai sportului, sunt Valentin Pribeanu și, ca de obicei, lunea de la această oră și miercurea, tot de la această oră, vom vorbi despre sport, despre performanță în această seară, pentru că, iată, voleiul din Craiova nu că renaște, pentru că cel masculin duce standardul, pot să spun așa, al SCM-ului de ani bune, alături și de handbalul feminin. O nouă medalie așadar pentru băieții antrenați de Dan Pascu, medalia de bronz, locul 3 la finele acestui campionat. Așadar, în această seară, invitatul meu special este Dan Pascu. Bine ai revenit alături de mine, pe viu în studio aici, l-am mai auzit la telefon, ne-am mai văzut pe la sală, dar nu în studio. Bună seara, bine v-am regăsit. Spuneam de o reînviere, pentru că iată și voliul feminin revine pe prima scenă în Divizia 1 după turneul final disputat în Bănie, în sala Ion Constantinescu, în sala mică, așa cum este ea cunoscută. Fetele lui Lucian Slote au jucat excelent în acest turneu, nu au cedat niciun set, 3-0 au câștigat 3 partide, cu Turta, cu Focșani și cu Mioveni. Primele două au promovat Craiova și cu Turta în Divizia 1. Le felicităm, îl vom avea prin intermediul telefonului în această seară și pe Lucian Slote. La această oră turneu de basket la Craiova, chiar acum se desfășoară SCM Universitatea Craiova cu Universitatea Cluj, basket masculin. Un meci greu, ambiții mari și pentru Marius Toma să termine primele 6 echipe în acest play-off, chiar pe locul 5 să joace în play-off cu locul 4. Vom vedea ce se va întâmpla. Vom vorbi puțin și despre fotbal, pentru că iată, s-a disputat prima etapă din play-off și nu a fost una prea bună pentru Universitatea Craiova, care a remizat acasă cu Sepsi, în timp ce rivalele CFR și FCSB s-au impus, CFR-ul clar în fața Clinceniului și FCSB în fața Botoșanului, așa cum ne așteptam acolo cu cântec. Atât timp când nu avem dovezi, nu putem spune nimic. Colegul meu, Cristi Stâncescu, că tot aminteam, m-a întrebat Dan Pascu înainte de emisiune de el. O numește pe FC Botoșan Steluța 2, nu știu de ce. În fine, iată Clinceniu și Botoșanul, două echipe care poate nu și le-ar fi dorit Craiova în play-off, poate Chindia lui Emil sau FC Argeș, echipe care ar fi pus osul mai tare contra altor echipe. În fine, să revenim la volei. Nu știu, cred că de când s-a înființat, de când a venit Dan Pascu la clubul, am înțeles că am plinit 15 ani de la înființare. Știu că am fost și acolo. În octombrie, da. Eram și eu pe acolo, alături să-i ajut pe Ion Constantinescu, Nicu Stoian, fost tău coleg, fost primul președinte de așa club. Este, da. Da, cu Mugurel Gușatu, în fine. Mai mult și factori și primăria, bineînțeles, a contribuit la înființarea acestui club. De când ești tu la echipă, parcă doar o dată ne-a obținut medalie pe locul 4, dar în rest, campionat, două ori locuri 2 și mai mereu în play-off. Adică mai mereu, totdeauna în play-off. Nu, ca să fiu, cinstit, nu am date precise. Știu decât tot nu am făcut eu această clasificare, tot din colegi de-ai tăi. Mi-au spus că în ultimii 9 ani de zile am obținut 7 medalii, printre care și, bineînțeles, și titlul de campion în 2016. Ca performanță, dacă e să mă gândesc puțin, sunt mulțumit de aceste rezultate, pentru că întotdeauna noi am fost echipa care am avut bugetul mai mic decât cele din, să zic așa, decât alte clasate în primele 4-5. Dar, iar regretul care se axează pe volei masculin și bagă de ani, adică au tradiție Turda, în sensul că acolo nu sunt atâtea secții și, da, nu e fotbalul. Da, aici și banii merg spre volei mult. Aici, în afară de Dinamo, să spun. Nu, o să revin la această idee. Vreau să spun că regretul meu este că nu am reușit să câștigăm Cupa României și am fost foarte aproape în acest sezon, în finala aceea de mare spectacol cu Dinamo. Am pierdut 3-1 după un meci de mare luptă, dar sperăm în continuare. Nu cedăm și ne luptăm în continuare pentru acest trofeu care ne lipsește. Referitor la ideea de mai înainte, vreau să spun că sunt multe cluburi în țară de volei, sau poate și eu, de volei, dar în special de volei, care nu au
care nu pot să spun de concurență, care sunt singurele echipe în cadrul unui oraș sau în cadrul unui club. Dar exemplu la Zalău, de exemplu, la Zalău, echipa de volei este susținută de Consiliul Local, echipa de handbal este susținută de Consiliul Județean. Deci primăria bagă bani numai în echipa de volei. La Galați, când au pornit, erau singuri în divizia, pe urmă au mai intrat și fetele, au mai intrat și basketul și mai sunt alte cluburi care sunt singure într-un club. Mai sunt alte echipe care sunt singure într-un club. La noi, politica, în special la primărie, este de a avea echipe cât mai multe în eșalonele superioare, de a crea o emulație pentru tinerii din Craiova, de a-i îndruma așa să facă pași spre sport, spre mișcare. Eu zic că este o politică bună care încurajează foarte mult activitatea sportivă în oraș și bineînțeles, dorința cetățenilor de a se mișca, de a face sport. Prin exemplele pe care le dăm noi ca echipe. Și de asta, vă dați seama că acum suntem un club care avem, la jocurile sportive, avem 4 echipe. Voliu, a intrat și voliu feminin, un rezultat extraordinar pe care sunt convins că mulți îl așteptau. Basketul, o echipă care tot timpul s-a luptat la nivel înalt acolo pentru primele locuri în clasament. Scuze-mă că te întreb, a fost un blestem al Cupei României în acest an, că și basketul în semifinale a ajuns pentru prima dată și au pierdut la un punct în ultimele secunde. A fost acolo meci dramatic. Acum avem și la fotbal pe Universitatea semifinalele Cupei, aproape în finală, nici nu mai spune că a bătut în Turcu 3-0. Sper să nu fie și acolo vreo. Nu știu, am înțeles că sunt, cel puțin sunt la fotbal, când ar fi echipe care nu sunt interesate de Cupa României, dar vă spun că la volei toate echipele își doresc să facă performanță, să câștige un trofeu și la noi este luptă mare, chiar și pentru Cupa României. Deci nu aceeași ca în campionat. Păi se vorbește, Dane, că nu suntem interesați de cupă, pentru că am luat-o la fotbal acum 2-3 ani, dar campionatul nu l-am mai luat din 91. Da. De când eram noi tineri. Acum Sorin, da, când era Sorin. Sunt 30 de ani. 30 cam de ani. Mult. Mult, foarte cam mult, da. Asta este cupa. De-aia lumea nu prea o mai încălzește să ia cupa, într-adevăr. Nu, este trofeu. Este un trofeu care contează la palmaresul unei echipe, a unui club și... Dar vorbeam și cu Adi Cosman în emisiunea trecută. Tu erai pe drum spre Galați, un drum obositor, că deja suplinește clubul cu seriozitate, sunt niște sponsori care nu dau așa de mulți bani, dar sunt permanenți și vreți să vă extindeți aria asta de a prinde oameni cu bani să vină alături de sporturile de echipă. Aici trebuie să apreciez ideile noului nostru director, Adi Cosma. Adi Cosma, da. Care vine cu o viziune nouă la Cosman. Cosman. Adi Cosman. Vine cu o viziune nouă la conducerea clubului și anume aceea de a ne scoate, cum să spun, de a ne scoate taraba în drum, cum ar veni. Să ne facem mai publici, să știe lumea mai mult de activitatea noastră, să ne cunoască mai îndeaproape. Da, aici viața, a suferit foarte mult. Viața foarte sportivă, ăsta, da. În fine. Este din punctul meu de vedere, este o idee foarte bună, pentru că societatea de astăzi asta așteaptă. Așteaptă să vadă ce se întâmplă în grădina al cuiva, în speță la noi, a clubului, a echipelor luate în parte. Și deja pe acest final de campionat cred că a sesizat, că am apărut mai mult în media. Pe toate site-urile de socializare, se numesc așa, peste tot. Da, pe site-urile de... Mult mai multe informații. Înainte, să mă scuze, asta este, trebuia să sună antrenorii, să întrebăm de când e un meci și așa mai departe. E cam complicat. Nu, da, nu... Nu, și rezultatele și eu sunt acum publicate și chiar aproape nu online, dar imediat. Poze foarte multe, date despre echipe. Eu zic că este o idee foarte bună de a ieși în lume, cum ar veni, să ne cunoască lumea. Și să știți că am avut surpriza să constat că foarte multă lume a accesat aceste postări și a spus părerea, ne-au felicitat. Fiecare a venit cu o vorbă de încurajare care au contat, pentru că
Vă spun și ca sportiv, ca un sport, degeaba ești sportiv, degeaba faci performanță dacă ești închis așa într-o carapace, pentru că noi la ora actuală suntem privați de această de situație cu spectatorii. Și vă seama, un sportiv are o satisfacție când are un rezultat bun, câștigă un trofeu și așa mai departe, dar cealaltă satisfacție este să fie apreciat, să fie iubit de spectator, să aibă pentru ce să se bucure. Și, din păcate, lucrul acesta, datorită acestei pandemii, nu a existat. Eu sper din toamnă să-și mai revină lucrurile la normal și să avem spectatori în sală, chiar dacă, să zic, vor fi cu o distanțare, nu contează, dar important este să vină. Iar faptul că am ieșit în media cu activitatea noastră, cu rezultatele noastre, eu zic că începem să trezim lumea și să realizeze că existăm și că ne facem treaba foarte serios. Apropo de seriozitatea voastră și a antrenorilor de la SCM, cred că sunteți cei mai longevivi, nu știu la celelalte echipe, o să Marius Toma la basket e cel de câmp pământul, să spun așa, și manager la echipa națională. Tu antrenezi, ai luat primul titlu și rezultatele cele mari cu echipa masculină, antrenorul la națională. Bogdan Burcea a câștigat cupa EHF, antrenorul la națională până de curând. Adică lucrurile acestea spun mult. Încă un lucru, și antrenorul de la basket este antrenorul național ai Macedoniei. Sau Macedonia, da. Deci la ora actuală aveam toți antrenorii de la club, erau la naționale. Asta spune mult și de... Și în basket e o mare minune să stai 2 ani antrenor. Și de managementul clubului, pentru că, vă dați seama, conducerea unui club caută cele mai bune soluții pentru echipe. Și faptul că aduci antrenori de valoare, eu zic că este un lucru, s-a făcut un lucru bun. Da, da. Ai văzut cum se schimbă la altele. La fotbal nu mai e altă lume, așa cum spunea la început. Cum se schimbă, dar noi... iată și în basket. În basket să ții un antrenor, că jucătorii pleacă din 3 luni. E mișcarea aia brauniană, e un mare lucru să ții un selecționer de echipă națională, nu? Eu zic că e... Sunt de acord, da. Dar, bine, la noi la volei este și o continuitate. Eu am creat la echipă un anumit stil de viață al echipei, o anumită atmosferă, pentru că la mine niciodată n-au existat, eu știu, divergențe între jucători, bisericuțe. Foarte bine. Lumea și-a văzut de treabă. N-au avut nimic de comentat, pentru că întotdeauna clubul și-a respectat îndatoririle față de jucători. N-am fost niciodată dator cu un bănuț la ei. Da, seriozitatea asta, chiar dacă salariul mai mic ca la celelalte echipe care ai spus, asta totuși în lumea sportului contează. A dat continuitate, încredere, siguranță, seriozitate clubului și vă spun că de-a lungul timpului am avut jucători care au semnat contractul fără să-l citească. Da, au dat și încredere. Pentru că în momentul în care eu m-am înțeles cu eu împreună cu directorul clubului ne-am înțeles la anumite condiții, da? Ei trebuiau decât să semne. Au semnat fără să citească contract. Datorită faptului că suntem serioși, că nu niciodată... Dar rar în lumea sportului așa ceva. Da. Am înțeles că l-ai convins pe tânăra speranță Laurențiu Lică să mai joace un an pentru Craiova. Este, credeți-mă că a fost pe undeva și o surpriză pentru mine, pentru că el anul trecut spunea că s-ar putea să fie ultimul an. În momentul în care a declarat că vrea să mai joace un an, a fost, vă dați seama, un moment de satisfacție și nu numai din partea mea, din partea tuturor, pentru că știți bine că el este un model pentru această echipă de seriozitate, de profesionism, își face datoria foarte bine în teren, are aproape aceeași eficiență care a avut-o în anii trecuți, deci este un jucător care merită în continuare să facă parte din echipă. Pentru toți sportivii, nu mai pentru volei. Senzațional, da. Nu, da. Pentru sportivii din toate ramurile este un exemplu, cred că atât. Nu? Da, nu pot decât să mă bucur că a luat această decizie. Din păcate, anul trecut s-a retras de la echipa națională. Din păcate a pentru tine, ca să oficial, la echipa națională. A declarat oficial și, da, nu? Conta și la echipa națională, conta calitatea lui de lider. Da. Haideți să urmărim acum un scurt reportaj cu voliu feminin, după 4 ani în revenire, după care vom reveni și noi direct în studio.
După ce vineri oltencele au vins contra candidata la primul loc, formația ACSV Turda cu 3-0, voleibalistele de la SCM Craiova nu au avut probleme sâmbătă în fața formației CSMV Focșani, de care a trecut tot cu 3-0, iar promovarea a fost asigurată matematic. În ultima partidă a turneului, fetele pregătite de Lucian Zlotea au făcut din nou un meci perfect în fața grupării din Mioveni, pe care l-a câștigat de o manieră categorică, scor 3-0, pe seturi 25-16, 25-21 și 25-23. Multe dintre componentele Craiovei nu au jucat niciodată în divizia A1. Este un pas foarte important carierei mele. Eu am jucat până acum numai în divizia A2 și pot spune că este un pas enorm, enorm de mare pentru mine, pentru cariera mea în acest moment. Sunt și tânără, cred că ăsta e cel mai important lucru pe care am putut să realizez până acum în volei. Antrenorul Lucian Zlotea, care a început proiectul promovării în urmă cu 3 ani, spune că are un nucleu de 3 jucătoare în jurul căruia poate construi o echipă care să facă față în primul eșalon. Eu mi-aș dori să păstrăm majoritatea jucătoarelor, că doar am lucrat câțiva ani de zile tocmai ca să ajungem până aici. Dar cu siguranță vor trebui și ceva întăriri, că e alt nivel acolo. Din fericire avem și o parte din ele sunt de nivelul de divizia și atunci putem mai ușor să ne întărim. Directorul clubului SCM Craiova, Adrian Cosman, are gânduri mari cu formația de volei fete. De acum încolo începe greu pentru noi, ca și administrativ, pentru că trebuie să ne formăm, cel puțin la volei feminin, trebuie să ne formăm o echipă competitivă, pentru ca la anul să nu avem probleme în prima ligă națională. Alături de SCM-ul Craiova, a promovat de pe locul 2 în divizia 1 la volei feminin echipa ACSV Turda. Da, am revenit în studio cu invitatul meu special din această seară, Dan Pascu. Pe vremuri erau cu plaje ca lumea, cu voleiul băieți și voleiul fete, care atunci voleiul fete depășea voleiul masculin. Au mers în sfertul Cupei Campionilor, dacă nu mă înșel, fetele, da, campioane, an la rând. Cu Ravena, dacă nu mă înșel. Da, a fost un meci. Obținut echipa de volei feminin în acea perioadă, în anii 80, a obținut 5 titluri de campioane la rând. Din câte mi-am amintesc, cred că, consecutiv. Consecutiv, au fost câțiva ani, nu au fost lăsate să participe de federație, au fost suspendate, nu știu, dacă mi-am amintesc bine. Nu știu de aspectul acesta, da. Dar a fost era o echipă care, chiar îmi aduc aminte, în vechea sală polivalentă, înainte să se întâmple nenorocirea, se terminau meciurile în 30 de minute, 35 de minute și strigau spectatorii: mai dați și voi în fileu să mai stăm mai mult. Aia în campionat. Da, în campionat. La telefon super. Lucian Zlota, antrenorul care, iată, după o muncă de 3 ani, are adus fetele pe prima scenă voleibalistică a țării. Te salut, Lucian, nu cred că ai văzut meciurile despre care Lucian nu cred că le-a prins, era mic sau... Bună seara și dumneavoastră, vă zic și eu, și vreau să-l felicit și eu pe domn profesor că n-am apucat să vorbim după ce a terminat campionatul cu medalia, decât cum zice Lică. Cu Lica am putut să vorbesc, cu Mitru am putut să vorbesc, domnul profesor n-am apucat încă să-l felicit personal. Și eu te felicit, Lucian, ai făcut un lucru extraordinar și apreciez foarte mult că n-ai cedat nicio clipă. Ai mers în continuare și ți-ai îndeplinit visul. Că ăsta trebuie să recunosc că e un proiect al tău, e o nebunie a ta. Mulțumesc mult. Așa este, o nebunie a fost, într-adevăr. Da. Spune, Lucian, ești la meciul de basket. Spune-ne și nouă câte scorul. Nu sunt la meciul de basket, deocamdată sunt în birou jos, ca să pot să vorbesc cu noastră, încă nu au început. N-au început. S-a jucat Dinamo cu Steaua, a pierdut Steaua pe ultima aruncare, e nebunie și la basket. Da. Cum te simți acum? A mai trecut euforia așa, promovării și cred că deja te gândești la ce urmează. Nu știu, cred că ai auzit și știrea în direct. Da. Ce spunea și directorul Cosman, că vine greu acum pe administrație și pe antrenor. Vine greu, într-adevăr vine. Da, a trecut euforia, sincer vă spun, nu vreau să par așa, nu știu. Eram pregătit, adică știam fetele, știam valoarea, știam că o să se întâmple. Cumva am avut emoțiile acelea, că e un lucru important, dar eram cumva pregătit. Adică deja am făcut niște planuri, mă gândeam în cazul în care se întâmplă să am ceva pregătit. Și deja vă spun că suntem în discuții, adică
ne pregătim deja de divizia, că nu, domn profesor știe mai bine, se face foarte greu o echipă, nu putem să așteptăm și să... Dar care sunt jucătoarele de bază care rămân sau dacă pleacă din... Eu mi-aș dori să rămână majoritatea, pentru că proiectul așa l-am gândit atunci când am apucat, am zis să facem un nucleu, să vedem cine poate face față, cine poate crește în valoare. Cu siguranță o să aducem întăriri, nu știu să vă spun acum, 3, 4, 10, nu o să aducem niciodată 10 fete de asta, că vreau să păstrez. Dar vor rămâne cu siguranță cele 3 pe care le-am menționat și în interviu atunci. Dă-le numele, că nu le-ai dat numele în interviu. Te rog. Nu, ba le-am dat, mi-am dat să-ți spun. Da, nu, am e vorba de, scuze. E vorba de capitanul Marciu Ramona, care ne-a ajutat foarte mult. Este o jucătoare valoroasă, cu experiență în divizia. Ea când a venit la Craiova, a venit de la Târgoviște, care anul acesta, nu știu dacă știți, dar e și campioan, adică vine dintr-un... Ea un volei bun la Târgoviște, de ani mulți. Da, bine, cu, de ani cu mulți. Bani. Cu mulți volei bani, cu bani. Da. Mă amintesc de a avut un buget, dar cu câțiva ani, în urmă de 2 milioane, de... Nu mai au avut tot timpul bani, anul ăsta este prima dată când reușesc în istorie să câștige titlul. E o performanță pentru ei, chiar dacă au investit, de asta vă spun, okay, că au investit mai bani foarte mult. Mai aveai două fete, te-am întrerupt, scuze-mă de enumerat. Da, este vorba și de Ana Stoian, care anul acesta a venit la noi, este fata lui Nicu Stoian, că-l știți cu toții. E o fată cu calități extraordinare și o consider eu, atât cât mă pricep eu la volei, că poate face față la divizia. La fel ridicătoarea, Evgenia Milivojevici, care ne-a demonstrat, ea a venit de la Pitești, de la divizia, ne-a demonstrat că are valoare și că poate să facă față. Cele trei ar putea fi, să zicem, nucleul de, pentru sextetul de bază, să zicem. Adică pe lângă ele trebuie să aducem ceva, cel puțin de valoarea lor, ca să facem o figură cât de cât frumoasă la anul. Dar în același timp v-am zis, vreau să păstrez și fetițele, între ghinimele. Să crească pe lângă echipe, normal. Sunt fete cu calitate, mi-au demonstrat în fiecare an că pot crește în valoare. Cele două liberoaice, cum le spunem noi, care au 17 ani în momentul ăsta, anul ăsta mi-au arătat o creștere enormă. Adică am văzut niște lucruri la ele care mi-au dat de înțeles că putem să tragem de ele, să le mai ridicăm. Chiar dacă, de exemplu, să zicem, am mai duce încă un liberu, nu ar fi nicio problemă, tot aș vrea să le păstrez, pentru că consider eu că se poate face treabă cu ele. Și mai sunt din fete, sunt, adică nu am schițat deja totul, dar eu aș vrea să păstrez pentru că s-a muncit cu ele și ăsta a fost proiectul până la urmă, să clădim ceva de durată. Nu, am promovat în divizia, gata, schimbăm toată echipa, nu e normal. Da, nu e normal, dar în divizia 1 e altceva. Da, da, putem aduce cum am făcut și în divizia. Și în divizia abia același lucru am făcut. În fiecare an am mai adus un plus, am mai adus ceva. Dacă aducem 2, 3, 4 jucătoare care să ne poată ajuta în condițiile în care noi nu mergem să ne batem la titlu, adică mergem să fim, cum să spun, să nu facem o figură urâtă, mergem să facem ceva să se vadă frumos și încet, încet, probabil în fiecare an să mai adăugăm ceva sau să crească fetele celelalte. Eu așa văd lucru în echipă, nu așa cu bani, da, puneți-mi o sumă de, pe masă și vă fac echipă și ne batem la titlu și aia e. Nu știu, ce să spun, la salariu. Glumeam acum, da. Da. Pas cu pas, că tot la aici la emisiune, cu ani în urmă, Dan tot asta spunea pas cu asta. Pas. Deci acest slogan, să-i spun așa, tot de aici de la emisiunea aia. Apoi domnul Pascu, dacă... leagă de numele lui Dan, nu? Pas cu pas, da, cu pas, da. Cu și uite așa la campionat, până la urmă. Domnul Pascu, că tot e de față, dacă îl întrebați, cum a fost când a promovat? Întrebați-l cât a durat și cât de greu s-a făcut acea echipă până au ajuns să ia medalii și astea. Tot așa, încet, încet s-a... Da, mingea de la promovare mi-a dat-o mie, o am și acum. Da. De la ultimul meci când s-a promovat. Nu mai țin, ți-am mai spus. Da, eu am exemplu acesta în față, adică eu am fost prezent și atunci și știu prin câte s-a trecut. Am un exemplu pe care pot să-l urmez. Adică dacă este să vorbim la modul ăsta, mă uit la domnul Pascu și încerc să fac ce a făcut însă. Să dea Dumnezeu să ajungem acolo. Bă, Luciane... Păi sunteți un exemplu până la urmă. Aveți atâtea rezultate în ultimii 10 ani. E o presiune mare pe mine. După aia veniți și îmi spuneți de fetele din anii 80. Păi numai presiune. Eu nu îți doresc din tot sufletul să ai cel puțin rezultatele mele. Vă mulțumesc și să dea Dumnezeu să reușim. Pentru noi, pentru toți. Felicitări încă o dată, o seară bună și vă le galorie băieților de la basket, nu? Să da. Bată, da, e greu meciul cu Clujul, dar în fine. Asta este.
ce se poate. Bine, mulțumesc. Vedem. Mult, seara bună, numai bine. Dar mi-amintesc că parcă nici nu aveai cantonamente, nu puteai... Ne întâlneam pe la facultatea de sport, pe acolo, pe terenul de fotbal, în sala aia mică. Da, a fost o perioadă în care am evoluat și noi în divizia B cu studenții de la facultate și așa mai departe, dar tot încet, încet am reușit să ne clădim o echipă și să avem și rezultate. Pentru că Lucian acum a promovat, dar toată lumea trebuie să aibă răbdare, să nu se aștepte că, eu știu, într-un an, doi, gata, ne batem la o medalie. Cum, sau la Craiova, asta, deci. Da, și trebuie să mai spun că la fete sunt costurile mai mari decât la băieți. Da. Sunt contractele la jucătoare sunt mai mari. Deci dacă vrei să faci performanță la fete, îți trebuie foarte mulți bani. De ce sunt mai mari? Așa e piața. Probabil fetele sunt mai frumoase decât noi. Păi, probabil, sigur. Da. Dar oricum este de apreciat. Noi, vă dați seama că ne întâlneam în sală destul de des, mai vorbeam, a mai vorbit și cu noi. E de apreciat, Lucian. Să nu uităm că el este băiatul unui jucător, mare jucător Marcel Zlotea, da? Care, să zic, era mai mare ca mine, dar eu l-am prins. Eu eram, să zic, mai tânăr, mai junior. El era puțin mai mare ca mine și moștenește această pasiune din familie. Iulica Bălui e acea echipă, nu? Din care... Ei sunt mai mari ca mine cu... Da, cu... Erau prins și pe Nicu Brown. Da, chiar cu 7-8 ani, 10 ani aproape. Dar eu am crescut cu ei. Aici e vorba de Brown în primul rând, de Nicu Stoian, de Păun Marian, Bălui Iulic, Marcel Zlotea și alții și alții. Îmi pare rău că dacă nu e număr alți jucători, dar... Am crescut printre ei și îmi aduc aminte că de atunci era o atmosferă foarte bună la echipă și ne-au ajutat foarte mult pe cei tineri, că noi n-am fost niște pericole pentru ei când am debutat în volei. Dimpotrivă, stăteau tot timpul și ne ajutau și ne sfătuiau ce să facem. Da, și să nu și primii ani de antrenorat, uite că ne-am întâlnit cu sala Voința acolo, erai secund, nu? Al domnului Dobrițoi. Păi am fost... Ați luat parcă un loc 3? Am fost până 4-5 ani de zile. Ați luat locul 3 și v-ați schimbat, nu? Antrenor... Sau erați pe locul 3? Nu, a fost, dacă nu mă înșel, în 95-96 s-a produs o ruptură la noi la echipă. Câțiva jucători la echipă s-au dus la Ardaf și au făcut acea echipă mare. Au jucat în cupele române, au câștigat 3-4 campionate la rând și așa mai departe. Noi am rămas cu, practic, cu rezervele și am mai încercat să mai încropim alți jucători. Și a fost o perioadă destul de grea, când nu prea am avut acces la primele 5 locuri. Ieșeam pe 6, 7, 8, acolo. Și în acea perioadă am fost jucător, antrenor și jucător. O perioadă foarte grea pentru mine, dar este perioada în care m-am format ca antrenor. Și după aceea, să nu uităm că în 99-2000 am făcut acea echipă frumoasă, dacă ți-aduci aminte, când am adus tot lotul de tineret la Craiova și a fost senzație în acea perioadă. Deci, nu știu, primul an am avut obiectiv să nu retrogradăm datorită faptului că erau tineri toți și am ieșit pe locul 5, dacă nu mă înșel, în al doilea an am ieșit pe 4 și așa mai departe. Dar, din păcate, n-a durat decât 2 ani jumate. Da. Eram finanțați atunci de un investitor privat și după 2 ani jumate s-a retras și au început problemele, iar în final s-a înființat acest club al primării SCM Craiova, care a readus așa un suflu în tot sportul, în sportul craioven. Să nu uităm că polivalenta, reconstrucția sălii polivalente a durat foarte mult. Și nașterea acestui club SCM a coincis cu... mă exprim greșit, nu a coincis. A fost calculată, finalizarea sălii polivalente a fost calculată odată cu nașterea acestui club. Calculată să avem echipe, să le de valoare echipe, să intre, da, pentru da, că da, deja... Da.
Ați jucat ceva timp în sala mică? Am jucat un an și până vorbesc de divizia. Da. Divizia. Și atunci când s-a intrat, când s-a intrat în sala, deja aveați echipe formate. De exemplu, eu mi-amintesc de meciuri în cupele europene, cel puțin la basket fete. Nu mai avem secția pe care le-am transmis televiziunea română în sala mică la atunci. Deci deja se făcuseră echipe destul de bune. Și la volei fete. N-am cum să uit meciul de debut în polivalentă. Cred că a fost debut total. Adică și handbal și basket. N-am jucat noi cu Dinamo, am câștigat 3-1 cu sala plină. Da. Deci a fost ceva senzație. Deci după aceea a jucat de neimaginat, și da. Așa. Și, ar fi meritat să fie la volei, dar s-a pierdut cultura, să sperăm că cu noile metode acestea de management să redeveni și când vor reveni, bineînțeles, spectatorii. Sunt convins. Eu urmăresc pe site-uri de socializare, urmăresc echipe din Europa și văd cum se mișcă ei pe net. Și vreau să vă spun că noi, aproape la fiecare antrenament, dau câte o secvență ceva, o nebunie a unui jucător, o fază de antrenament, o glumă, adică vin și tot timpul te țin în priză. Eu care sunt din România, eu mă uit în Italia la două echipe și mă uit la Zenit în Rusia. Da. Sunt curios să văd ce au mai făcut aia. Deci dacă eu ca antrenor am curiozitatea aceasta, fiți convins că publicul iubitor de volei o are și mai mare. Și de asta, și copiii și tinerii special care stau mult. Pe această idee merge directorul nostru nou, Adrian Cosman, merge pe această idee de a ieși în față, de a ne face cunoscuți. Da. L-aveam acum la telefon pe Bogdan Burcea, antrenorul echipei feminine de handbal. Te salut, Bogdan! Bună seara! Bună seara dumneavoastră, ascultătorilor! Bună seara, Bogdan! Bună seara! Felicitări cu ocazia asta live! Mersi mult de tot, Bogdan. Pentru medalie, pentru faptul că ții steagul sus în vremurile ăștia de restricție și să dea Dumnezeu să fie tot aceea și în continuare. Da, și fetele la voleiat au revenit după 4 ani în primul eșalon. Felicitări și fetelor. Important. Faptul că au realizat această performanță, promovarea din nou voleiul feminin ca și cel masculin pe parcursul timpului au fost două discipline emblematice. Dar vorbeam de voleiul feminin din anii 80, când ne duceam la meciuri acolo în cupele europene, înainte de a merge și pe central la fotbal, dar era sala plină și la handbal și la volei. Da, corect. Poate este vom mai retrăi vremurile. Trebuie să cultivăm și noi, să dea Dumnezeu. Da, vorbeam, Dan, dacă ai auzit când a intrat de noua politica asta de popularizare mai bună, eu știu, a echipelei, managementul ăsta. Da, cred că este un lucru extrem de benefic, deoarece, cel puțin noi vorbesc de echipa de handbal, după aceea performanță unică în istoria sportului craiovean, am cam intrat la o umbră din acest punct de vedere și cred că e cazul și celorlalte de discipline. Mai puțin baschetul, care s-au organizat singuri din acest punct de vedere. Am dispărut, interesul a scăzut, performanțele au ținut tisonul, din păcate, vorbim de echipa de handbal. Da, ce s-a întâmplat sezonul ăsta? Eu vreau să vă spun în direct, pentru că ți-am spus-o și ție personal, consider nedreaptă înlăturarea ta de la conducerea echipei naționale. Aveai un turneu, te duci la capăt, la europene n-aveai ce să faci, cred că mai mult. N-ai disputat niciun meci amical, decât te mai amintesc. Vorbim despre Craiova. Vorbim despre Craiova, dar eu țin să spun asta pentru că a fost nedrept. Și asta e istorie. Ce se întâmplă? Cum a fost parcursul până acum? Rezultatele, într-adevăr, așa cum ai spus, nu au fost cele... Nu, ne aflăm, zic eu, meritat pe un loc 11, din păcate. Sigur, motive sunt extrem de multe la această contraperformanță, atât eu cât și sportivele, dar mai ales iubitorii acestei echipe. Suporterii nu așteptau cu siguranță. După un tur
o astfel de poziție în clasament, însă am avut o grămadă de probleme de sănătate. Făceam calculul după 1 ianuarie. Noi avem în total vreo 6 antrenamente în care ne-am antrenat cam 80% din efectivul echipei, fără să fie și din cele 80% revenite complet din mai multe puncte de vedere sportivere. Însă pauza după ultimul turneu, cele 3 săptămâni, ne-a oferit posibilitatea să mă exprim mai nepopular așa, să ne lingem rănile, să ne regrupăm. Au revenit niște sportive. Am reușit chiar săptămâna trecută și astăzi să ne antrenăm foarte bine. Repet, proporție foarte mare dintre sportive și sportivele care, pe care mizăm să ducă greul. Mai avem un retur de jucat, sunt 42 de puncte în joc în acest retur. Se pot întâmpla multe, cu siguranță poziția în clasament a echipei ascendent se va modifica. Însă, pentru mine, cel mai important lucru este să încercăm să le păstrăm sănătoase și sunt convins că în turneele următoare vom arăta o cu totul altă față. Care ar fi targetul, așa, obiectiv vorbi, sau obiectiv? Obiectivul. Obiectivul este, în primul rând, să le aducem în parametrii din punct de vedere fizic. Asta am și făcut. În prima săptămână am stat numai pe stadion. Din păcate, acest lanț de accidentări, îmbolnăvirile COVID au lăsat sechele din punct de vedere al capacității de efort. O săptămână am stat numai pe stadion, săptămâna trecută am intrat în sală. Deci la pregătirea fizică, cam câte locuri așa ți-ai fixat? Că sunt convins că te-ai gândit să urci până la finalul campionatului. Ai spus că sunt 42 de puncte. Eu zic că este foarte greu pentru oricine să previzioneze. Eu sper să minim jumătate din jocuri, deci cam 20 de puncte sper să acumulăm în acest retur. Pe ce loc ar duce așa? Depinde foarte mult și de celelalte rezultate, însă mizez pe echipă să se califice, să se claseze de la locul 8 în sus. Da. E o clasare bună după începutul acesta. E bine că te gândești și la rezultatele indirecte, că majoritatea antrenorilor au un discurs din ăsta de lemn. Nu ne interesează celelalte rezultate. Câștigăm noi toți și la revedere. Da. Da. Adevărul este, sincer, că această ligă, Liga Florilor, după anumiți indici, e clasificată ca fiind a doua ca valoare din Europa. Sunt echipe care, deci de la locul 8 în sus, bugetele sunt de la 83 de miliarde în sus per echipă. Mult. E o diferență foarte mare care... Dacă ne poți traduce și în euro, cuvântul. În euro 83... 1.700.000 de euro în sus. Aproape că tot bugetul de la... Da, din păcate asta este. Interesul este foarte mare pentru handbalul feminin. S-au strânit ambiții de la an la an, s-au mărit investițiile pe anumite cluburi. Da, e și aici o luptă, vorbeam și cu Dan la începutul emisiunii, că sunt zone în care se investește numai, să zicem, în volei. La handbal, uite cum e Vâlcea, se investește numai în volei, toate forțele. La Craiova dacă este... Dacă exceptăm pe CSM București, care da, are un buget foarte, foarte mare, în rest, Baia Mare, părerea mea, Bistrița, Vâlcea, depășește bine de tot 2.200.000 în sus, până la 2.600-2.700. Sunt niște bani care pe alocuri fac diferența. Handbalistic, chiar dacă aveam echipa, zic eu, sănătoasă, de la cap la coadă și nu întâmpinam problemele care le-am întâmpinat, n-am pățit în viața mea adunat ceea ce am pățit anul ăsta din punct de vedere al accidentărilor. Totuși, cred că era foarte greu să accedem în primele echipe.
Chiar dacă nu erau accidentări și spui chiar și dacă, aceste îmbolnări. Chiar dacă. Ar fi fost... Nu se poate să faci sport, să faci politică, să faci televiziune fără bani. Părerea mea. Așa iar este. Pe alocuri... Performanță special. Performanță. Da, diferențele ăștia foarte mari, îți spun cuvântul. Așteptăm acum, am avut o întâlnire, am discutat cu nou director, cred că și Dan, toată lumea. Așteptăm să vedem ce se hotărăște ca proiect pentru următorii ani. Așa și vom încerca să ne conformăm. Cert este, vreau să asigur pe toată lumea că disconfort mai mare decât mine și sportivele prin prisma acestei poziții în clasament, prin prisma prestațiilor noastre total nesatisfăcătoare, pe noi ne doare cel mai tare. Deci vă asigur de lucrul ăsta. Nu ne simțim absolut deloc confortabil, încercăm să depășim momentul, îmi asum tot ceea ce înseamnă rezultat până în acest moment, tot ceea ce înseamnă critici, la mare majoritate au dreptate aspectelor, însă ceea ce s-a întâmplat la noi în interior numai noi cunoaștem. Însă vrem, e dorința noastră în primul rând să depășim acest moment și să încercăm să arătăm o cu totul altă față, cel puțin din punct de vedere al jocului. Sunt convins că o veți face, ați depășit multe bariere pe care nimeni nu credea că o să le depășiți, cum a fost și cu Cupa IHF și așa mai departe și sper să... Atunci de cupa toată lumea acum e ca un schimb. Da, a fost surpriza. Anumite puncte de vedere. E bine să vă recăpătați poziția aceea echilibrată în campionat. Mă refer aici și la jucătoare și la... Poate vor veni și banii și sponsorii care sunt tot așteptați aici la Craiova, mai mulți prespectru de echipă. De obicei rezultatele aduc astfel de... Au fost. Atunci a fost investiții. Un moment în care, mă rog... Au fost oameni foarte mulți lângă noi care ne-au ajutat, ne-au sprijinit, ne-au acordat încrederea și cred că până la urmă au rămas și dumnealor cu urmă de satisfacție prin prisma rezultatului. Însă, din păcate, în acest moment nu prea încurajăm pe nimeni să ni se alăture. Sunt oameni care au rămas lângă noi și se cunosc cei care sunt. Le mulțumesc și acum, mai ales acum pentru sprijin. Așa și sper pe viitor să, în primul rând, noi să dăm o notă de seriozitate prin performante, să avem o prestație mai constantă, mai plăcută și performantă în primul rând, după care sunt convins că lucrurile se vor regla. Da. Baftă multă și felicitări celor care, iată, la greu ajută, că aceștia sunt prieteni adevărați, nu? Și oamenii de sport adevărați, care da, înțeleg corect. Și astfel de momente, nu numai să vină să bea din șampanie și din tortul succesul. Asta este. Asta este. Tot noi am fost după. Din păcate, trecem acest moment dificil, sper să-l depășim și de aici încolo lucrurile să fie ok. Felicitări încă o dată atât lui Dan, în primul rând, pentru performanța lui și băieților și domnului Slotea pentru promovarea în ligă. Paftă multă, îți mulțumesc și eu că ai fost alături de noi în această seară și cred că și o să îți revii cu echipa. O seară bună îți doresc. Da, salut, toată sima. Da, Dan, asta e viața în sport. Din vârful piramidei. Într-adevăr, Bogdan trece prin momente extrem de dificile și eu cred că o mare parte din alți antrenori care ar fi în situația lor ar fi cedat. El este un om puternic, un antrenor puternic care nu cedează. Sunt convins că va găsi soluții, dar trebuie să, toată lumea trebuie să-i acorde încredere în continuare și să aibă răbdare, pentru că este genul de om care nu face pas înapoi. Ați văzut, este destul de optimist că în această a doua parte a campionatului și-a propus să urce în clasament și sunt convins că o va face și fiți convins că nici la anul nu va ceda.
Legat de situația lui, este ceva de neimaginat câte jucătoare au fost accidentate la această echipă și unele dintre ele accidentări destul de serioase. Îmi aduc aminte, eu în retur am jucat turneu acasă și s-a accidentat un jucător de-al meu, Marelici, a făcut o întorsă de genunchi și credeți-mă că acea accidentare mi-a destabilizat jocul și atunci am câștigat, zic eu, destul de greu cu Steaua, un moment foarte important al acestei echipe. Dar după aceea, în meciurile următoare, a reintrat în joc Suson, care a avut nevoie de câteva meciuri până să intre la capacitatea maximă. Deci eu am avut o accidentare nu gravă, care m-a dezorientat puțin. Dar închipuiți-vă la el, care cred că a avut toate jucătorile accidentate. Da. Eram în sală, aveam antrenament după ei, făceam un meci de verificare cu Târgu Jiu. În ultimele 5 minute, una din jucătoare a făcut întorsă. Cu o zi înainte la antrenament, mai făcuse încă una întorsă. Este... Da, ghinion teribil, dar da. Să sperăm că... Și de asta spun, deci, în niciun caz, și sfatul meu este să nu renunțe și să... Nu cred că... Nu va renunța sub nicio formă, dar să meargă înainte, numai înainte. În sport nu mai înainte merge. Corect. Revenim scurt la ultimul turneu, se putea mai mult, s-a vorbit de bani, iată și Bogdan Burcea a punctat foarte bine, am vorbit și noi înainte de emisiune de echipele care au bugetele care le au. Foarte aproape, iată, de locul 2, pentru că a terminat la egalitate cu Zalo. Aici este durerea noastră, că probabil dacă în meciurile anterioare, să zic, în care am pierdut puncte, eram mai concentrați, sau se întâmpla ceva mai bun, ne mai trebuia un punct. Am făcut un turneu foarte bun la Zalău, primul turneu din play-off de la Zalău, unde am câștigat cu Galați 3-2, am câștigat 3-1 cu Steaua și am pierdut 3-2 la mare luptă cu Zalău. Da. Iar am început turneul al doilea de la Galați cu o înfrângere 3-1 cu Galațiu. Acolo, dar, un set însemna un dar punct. În setul 4 am fost foarte, foarte aproape să câștigăm acel punct de care aveam nevoie. Dar credeți-mă că nu, cum să vă spun, și noi am avut probleme cu COVID-ul. Și alte echipe au avut poate chiar mai urâte decât noi. Și noi am jucat bine, rău și alte echipe. Deci eu zic că până la urmă s-a făcut dreptate. Este dureros când te uiți în clasament și vezi că ești la egalitate cu Zalău și e diferență decât de 600. Eu parcă sunt predestinat așa să pierd anumite situații, poziții la limită, în clasamentul ăsta. A fost cu Cupa Campionilor să te califici, să ieși din grupă pentru punctajul cu 0-0 Turcia. Păi să nu uităm că eu am intrat în 1-4 în play-off. Am intrat la un set în defavoarea celor de la Dinamo. În favoarea noastră. Cea din Champions League a fost memorabilă. Deci noi dacă făceam, am pierdut am fost la egalitate perfectă, victorii, înfrângeri, seturi câștigate, seturi pierdute. Dar încă mai bine să făceam un meci de baraj, cred. Și s-au luat punctele prin împărțire și am pierdut cu un coeficient ceva de 0,01 sau ceva de genul ăsta, ne mai trebuiau 5 sau 6 puncte, rețineți, să le fi făcut anterior și intram în primele 12 echipe din Europa în Champions League. Era ceva de vis. Oricum, am terminat pe locul 13 în clasamentul Federației Europene. Era ceva să ieși din grupă. Ceea ce, iertați-mă, în Champions League să fii pe locul 13 în Europa a fost la momentul respectiv o mare, mare performanță. Nu știu cât au realizat-o, dar eu am trăit-o din plin ca antrenor. Toți am, dar n-am înțeles atunci, iată, de ce. Crezi că ar fi fost, dar e tardiv acum. Iată, poate FIFA și UEFA sunt pe cale să îndrepte o nedreptate pe care o consider din 83 și cred că orice oltean, să nu mai se ia în considerare, deci dacă acel gol în deplasare, dacă niciuna dintre formații nu câștigă. Și cred că la emisiunea Nu mă laud, am propus cu ani în urmă, zeci de ani, acest lucru. Adică, dacă faci 0-0, 1-1 în deplasare, n-a bătut nicio echipă, se joacă prelungiri. Dacă, într-adevăr, bați cu 3-2, 1-0, se ia. Că au câștigat, să dă credit celor care bagă gol, dar la egalitate nu e corect, nu? Nici la fotbal, da, să mergi mai departe când câștigi. Nu ți învingi adversarul și mergi mai departe. Cum? La noi în campionat este un lucru care, din ce am discutat cu președintele federației, Adinco Jocaru, o va corecta din sezonul următor. La noi departajarea se face la victorii, la înfrângeri, seturi câștigate, seturi pierdute și mai departe la puncte.
De vreo câțiva ani, Federația și Europeană și Internațională, în momentul în care două echipe au punctaj la fel, diferența se face la victorii. Cine are victorii mai multe sau criteriul următor este între cele două care... Rezultatele directe. Dar să conteze victoria și atunci stimuleze echipele să lupte la victorie. Nu mai stăm să ne mai luptăm la puncte, să facem 3-2 și să ne bucurăm că am câștigat un punct sau două. Nu, trebuie să te lupți la victorie pentru că este un criteriu de departajare. Ne apropiem de finalul emisiunii. Și cred că este o idee bună. A trecut foarte repede, vorbește despre echipa națională. N-ai timp decât o zi, ai avut de odihnă și nici asta de odihnă, că bănesc că ai pus păi la galeră. Astăzi deja am chemat câțiva jucători la club să facem formalitățile. Va fi, ca să, pe scurt, vreau să spun despre echipă că anul acesta ne termină foarte mulți jucători. Deci cam 8 jucători din echipă sunt, ori au terminat, pleacă sau și așa mai departe. Va fi extraordinar de greu anul viitor să creăm o echipă, dar asta e o provocare la națională? Pentru mine. Nu, vorbesc de echipa de club. De Craiova. La Craiova, da. M-am speriat că pleacă. Unde pleacă de la Națională? Nu, și primii pași care am făcut cu jucătorii care sunt din Craiova sau care și-au exprimat dorința să rămână, astăzi ne-am înțeles cu ei, urmează să facem procedurile și după aceea, bineînțeles, în limita bugetului pe care l-am, să găsesc cele mai bune variante de a forma o echipă competitivă, o echipă care la anul să aibă cel puțin rezultatele de anul acesta. Asta este, da. Câțiva din cei de anul trecut... Măcar din cei care au rămas de bază. Mi-au cerut un timp de gândire de o săptămână, îi aștept și, bineînțeles, după aceea să văd și pe plan extern ce jucători aduc. Legat de lotul național, mâine ne întâlnim la Ploiești. Foarte repede vine competiția. Oficial avem primul turneu de calificare la campionatul european care se va desfășura în septembrie. Primul turneu va fi în Slovacia pe data de 5 mai. Al doilea turneu va fi pe data de 15 mai la Ploiești, în România. Ne strângem la Ploiești, așa cum am spus, mâine. Și deja sâmbătă, duminică și luni facem meciul de verificare în Grecia, pentru că această echipă, datorită pandemiei, s-au sistat toate competițiile internaționale la nivel de echipe naționale și are un an și 8 luni de când n-am mai jucat niciun meci. Suntem obligați să facem. Suntem în grupă cu Slovacia, cu Elveția și Albania. La prima impresie toată lumea ar spune că este o grupă accesibilă, dar sunt 7 grupe. Primul loc se califică direct și cele mai bune 5 locuri, 2 din celelalte grupe merg mai departe. La prima impresie toată lumea spune că este o grupă ușoară, cine e Elveția sau Albania în sport, dar eu vă spun că lucrurile s-au schimbat. În Elveția elvețienii au adus un antrenor de 2 ani de zile din Italia, un antrenor foarte bun și cu palmares și cu CV-ul foarte bogat și cu mare experiență. După aceea, în Albania sunt 4 jucători care joacă în străinătate. Deci nu ne gândim că... Nu comparăm cu nivelul voleiului din țara respectivă. Comparăm cu jucătorii care sunt de naționalitate albaneză și elvețiană, dar... Acestea jucând în campionate puternice, este clar că ridică calitatea. Cât de la Craiova Națională? În afară păi de altele? Pe Barta, pe Călin. Este o surpriză plăcută acest Călin, care la 20 de ani deja pe final de campionat a jucat titular și a făcut o impresie foarte bună. Și Diaconescu, liberoul nostru. Mai sunt eu și mai este masiorul nostru, Mirel Popa. Deci mergem cu un grup destul de... Numeros. De serios, așa, la... Da. Da. La foarte națională bine. Și... N-am mai avut timp să urmărim, să mai intrăm în legătură directă și cu Emil Sandoi, să mai discutăm de Liga 1. La finalul emisiunii, te felicit încă o dată. Poate trebuie să aduci aici o medalie, să arătăm la... Na, da. Care vă de fost acasă. Inspirat, da. Oricare. Da. Din anii ăștia, că bănesc că mai ai vitrina plină de medalii și de trofee. Te felicit încă o dată, le felicit din nou și pe fete. Îi doresc lui Bogdan Burcea să reușească acel target pe care îl spunea de 20 ceva de puncte. Sunt convins că ținea lui își dorește și va trage la mai mult, să ajungă cât mai sus în clasament. Nu în ultimul rând, le mulțumesc telespectatorilor și le dau întâlnire miercuri de la aceeași oră la actual regional la TVR Craiova. O seară bună vă doresc!